Sobrano, de la 7 la 10 la Pro FM. Să trecem la chestii mai dificile. Jocul nostru se numește Ghicește instrumentalul. Oh my. Eu dau play instrumentalului. Așa. Tu trebuie să ne spui ce instrumental e, din ce piesă. Ok. Să fredonezi pe acel instrumental. Da. Nu reușești, pierzi punctul. Poți să apelezi și la public, la o adică. La public? Să sune un ascultător care își dă seama. Păi așa. Care are o ureche muzicală, poate mai bună decât a ta, de ce nu? Înțelegi? Da. Așa. Let's see. Că, da. Nu prea mea. Nu prea mi-a convenit. Nu prea da, mai greu, da. Dacă, dacă. Hai, mă lasă că ajutăm. Și primul instrumental pentru Nicoleta Nuncă. O idee? Ceva îți sună? Ceva în zona Whitney Houston? Mă rog, perioada aia cumva. Mie așa-mi sună. Măcar e din România sau de afară? Putem să-i spunem că e din afară, ca să mai restrângem. Din afară. Hai că deja Titanic aici... My Heart Will Go On. Celine Dion. Ia să vedem. I believe that the heart go on. Hai mă, vedea ghicit. Punct pentru Nicoleta Nuncă. Bine. My Heart Will Go On, Celine Dion. Un punct, bravo. Ok. Cea de-a doua piesă, cel de-al doilea instrumental, sună așa. E cumva Tina Turner? Nu e? No. Nu, dar ai dezvolit inspirația acum. E, zici că e... Noi știm. Da, da, un răspuns corect pe WhatsApp. Bravo, bravo! Da, nu bravo, două răspunsuri asta, corecte. Pentru mine asta e chitara Tina Turner în Veverițo, dai tu răspunsul ăsta? Sau apelezi la public? Sau îți dă Veverița răspuns? Laura Stoica? Nu, departe nu? De tine. Holograf, cât de departe? Ah, acum era. Cât de departe. Ok. Hai, la voce, vocea ta seamănă cu a Laurei Stoica, da, cumva și ți-a mai zis. M-am da. Dus acolo instant. Mi s-a mai zis asta, da. Da, nu e. Holograf, cât de departe. Dar ai dreptate. Aia este fix. Da. Iar la această a doua piesă obții nimic, Nicoleta. Absolut nimic. Zero barat. Și mergem la următorul instrumental, care zice așa. Dacă e vreun artist din ăștia noi, DJ ceva în asta, spun de start că nu știu niciunul. Hai să vedem, blănoși, fiți pe fază, că poate apelează la voi, Nicoleta. Nu, că nu se știe niciunul. Nu. Mamă, ce... parcă o știu. Ai un lapte bătut așa, a? Da, nu reușesc să o zic. Umbrella? Cumva seamănă cu Umbrella de la Rihanna. Nu știu ea. You can spin under my umbrella.
my, my umbrella. La, la, e, e, punct pentru Nicoleta Nuncoi. Umbrella, Rihanna, Jay-Z. Bravo. Mamă, n-am mai auzit de câți ani piesa asta. Continuă, ghicește instrumentalul cu... Da. Idee? E, mie mi se pare grea. Păi e greu că e acustic. Exact. Păi, da, da, vezi tu, aici e... Iartă-ne pe noi. Aici e, aici e. Cu toată cultura muzicală și cu tot, toată libăria muzicală pe care am avea-o în cap, da. tot e greu. Nimic nu e ușor în viața asta, Nicoleta. Să știi. Mă bucur mult că ai venit la Dimineața Blană ca să înveți această lecție de viață. Îți mulțumesc că am avut onoarea să o învăț. Hei, pentru tine. Nimic, stai liniștită. Pentru asta sunt aici. Ok, străzile din București. Ce zici, păi da, dar... Te-ai prins înainte să răspund la telefoane și să-ți iau punctul. Deci, punct pentru Nicoleta! Dar vezi că asta a fost capcana. Da, dar capcana adevărată abia acum vin. Da. Următorul instrumental pe care trebuie să îl recunoști. Aia cu? Ba, bani și ce am avut în viață, nu știu ce. Zi! Nu știu exact cum se numește. Doamne, ce am avut în viață, am avut, n-am avut. Veverito, te rog, frumos. Zine, Veve. Te-am putut. Aoleu, ce frumos. Hai că așa. Tu ce m-am ales în viață. Hai da! Tu ce m-am ales în viață, vorba e ce-am băut, ce-am mâncat și cu ce l-am strâns în brață. Hai mă, că așa. Asta era, na. A știut, mă, cu viața, cu asta, pe bune. Viață! A știut cu viața, dă-i punctul. Vine punctul la Nicoleta! Hai că am ținut minte ce trebuia cu bani și viață, era ceva. Ce am avut, ce am pierdut, da. 4 din 5. Da, plan. Și aici vreau la ultima piesă, ultimul instrumental. Dacă îți dai seama să cânți direct. Ultimul instrumental pentru Nicoleta Nucă, la ghicește instrumentalul. Normal că știu, nu sunt, e piesa mea. Ia, cum sună? Ați venit la Dimineața Blană. Ascultați aici sau la pachet?